Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod din seria noastră de Clubul Minerilor. Suntem aici alături de Xlader. Salutare tuturor. Și v-am rugat noi așa să lăsați cât mai multe like-uri dacă vreți în continuare episoade. Și hai să vedem cine e abonatul acestui episod, nu-i așa, Marius? Păi nu văd de ce a scris în chat. Nu contează, nu spune oamenilor până nu ajungem aici. Hai să vedem cine e abonatul. Abonatul a lăsat comentariu inclusiv la ultimul meu episod de Skywars, inclusiv like la toate episoadele pe care le-a postat în ultimul timp. Este Mihai Talpă. Talpă, iute! Mihai Talpă, felicitări Mihai! A lăsat un comentariu în care a zis că o să se uite cu siguranță și la următorul episod și o să dea like cu siguranță. Felicitări Mihai! Felicitări! Și dacă vrei și tu să apar pe peretele abonaților, apasă butonul de like și o să apare aici. Hai, Marius, să trecem acum la episod. Te uiți la mine? Da. Ce ești, mă, tu, Michael Jackson? Merg cu spatele. Hai, vino mai repede. Ok, haide că ia și calul, e alpa meu. Da-mi, ăsta e a meu, mă, de diamond. Ce ai? Wow, e bugurit aici. Ok, deci hai să vă zicem ce o să facem în episodul de azi. Bun, deci eu cu Marius ne-am gândit să facem niște chestii foarte interesante, spune-le, Marius. Astăzi o să facem. Ești sigur că vrei să luăm cai? Da. Ok, hai. Astăzi avem de gând să facem. Pune-i chestul ăsta tot, pune și tu chestul ăsta tot. Citește ce scrie pe el. Le-am pus jos acolo. Citește ce scrie pe el. Ia. Nu pot, te vezi cal. Item farmate manele noi 2007. Deci manele noi în 2007, le-am scris de stacul acesta. Da, ok. Trebuie să mergem în diagonală cu ăsta. Ca să ajungem la spawner. Noi am mai fost la spawner, am mai făcut câteva chestii pe acolo, însă nu l-am terminat, așa că mergem acum să-l facem în episod, fraților. O să fie foarte frumos, pentru că după o să avem un mob grinder, așa se numește, și o să ne fie foarte, foarte ușor să facem level. Să batem dragonul cât mai rapid. Uite, da, acolo e, vedem vezărea. Da. Dar trebuie să trec apa. S-a necat cai, bă. La mine nu, că am fost inteligent, Marius. Hai, mă. Spider. Dacă hai că intru acolo cu el. Nu intra, mă, că nu-mi cape pe găurica aia. Ok. Eu trebuie să-i fac o groapă în pământ, eu, la al meu. Ce faci, mă? Era să mor. Am auzit un creeper. Tu unde apără, mă, creeper în deșert? Nu știu, dar am auzit un creeper. Puteți să vedeți. Aici, eu și Marius ne-am apucat de treabă. Mai mult Marius a făcut toate prostiile astea. Da. Hai, Marius, aici. Acolo. Și avem de gând să facem un spawner de scheleți. Bă, da, al recu, deștepte calul ăsta, mă. Hai, mă, vină, unde ești? Nu, mai că vin acum, mă supărai. Păi vină mai repede. Păi tu o stupa și ce, mă? Ce? Stupași gaura, tu. Păi da, vii. De ce stupași gaura? O să mă întrebi tu de ce am astupat gaura, vină, mă. Ca să se ducă apa, că altfel mă necam. Nu e logic, Marius? Nu te necai. Ba da, mă necam până jos. Dacă nu cobora apa. Ok, hai să-ți arăt ce trebuie să facem. În primul și primul rând, trebuie să dăm, lăsăm 9 în jos. 9 în jos? 2 în jos. 2 sau 9? 2. Ok. Înfundai. Dă-i 2. Dar stai să văd care-i... Dar toată parcela asta? Stai să zic în sus cum trebuie. Am, oh my god, am găleți, am uitat să iau apă. Am eu apă cu găleți. Dăm aici. Gata, astea le-am. Doar două. Pe restul le puse în chest. Mai aveam una. Ajung două oricum, cred. Păi nu face la infinit, că tu ești deștept. Dă-te. Și face la infinitul. Ce infinit? La infinitul. Ai dreptate aici. Îți deștept. S-a spanat! Max, mă moară! Moară-l, mă! Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Te dau de greșeală și sparg. Ok, hai că știu cum să-l facem, Marius. Ești pregătit? Mm-hmm. Știu, nu, deci fiți atenți. Eu am mai făcut de astea în trecut. Am mai văzut și la alții cum au făcut. Dar nu mai rețin exact. Însă cred că o să știu face unul. Tu ce zici, Marius? Am încredere în tine, simplu unii. Baftă la bac. N-ar trebui să ai încredere. Deci 1, 2, 3, 4. Bun aici. 1, 2, 3. Bă. Ce faci, mă? Te bați cu aia? 4, 5, 6. O bate, mă, prostă. Sper că nu stai pe Facebook sau ceva de genul. Nu, bă, nu, mă băteam cu zombie, nu văzuși? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Iar aici o să fie... Deci fii atent. Aici o să fie gaura care o să meargă în jos, înțelegi? Uh-huh. Deci proiectul nostru
O să vină până aici. Ai înțeles? Cum vine? Ai, dai, îi curentez sau ce? Ce se curentez? Și devine XP-ul și rămâne într-un hit? Da. Mhm. Nu știu dacă chiar un hit, că nu știu exact câte din alea trebuie să dau în jos, sincer. Păi probăm. Nu știu dacă putem, că nu mai mă prea pricep. Trebuie să probăm, da, și o să dureze ceva. Ce facem ăsta? Pare această inconveniență. Ce vrea de la mine? Ok. Pune cine niște torțe, mă. Cine l-au torțele? Păi tu le-ai luat. Eu! Apa, cred. Păi că pus așa pe păiere. Ok, deci aici mergem jos. Scuze, Marius, că am dat vina pe tine degeaba. Mă bat cu ei aici să fac. Ia, ce faci acolo? De ce pui alea? Așa trebuie să spun astea. Ai puține întrebări, Marius. Bață, vreau să-mi văd și o să fac. Ok, deci, în hai Minecraft, Roxana. Vrei să faci tu acolo? Mm. Ok, deci, acum trebuie să facem 1, 2, 3, 4, 5 și încă 3. Deci vreau să vă zic că spawnerul ăsta nu e neapărat cel mai eficient, însă e spawnerul pe care îl știu face eu. Acum, poate dacă mă uitam pe Google, găseam și idei cu de-astea automate și prostii, dar eu cu Marius avem timp să stăm AFK aici, nu Marius? Păi da. Stăm AFK 10 minute, facem 10 levele tot așa și facem level ca să ne enchantăm toată armura. Din păcate, groapa asta, ca să urcăm sus, o să fie acoperită. Și după stăm la Enderman și gata. Hai mă, uite, mă sparg ăsta. Ia, stai, nu! Nu! Ok, hai să văd câte trebuie aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, spargem până aici, tot așa. Dar tot vreau să-mi spargi, înțelegi? Mm. Inclusiv jos. Ok, așteaptă puțin să proceseze. O să dureze ceva, însă nu asta... Nu, cam pic Efficiency 4. Da, și asta o să facem în episodul de azi. O să încercăm să terminăm ăsta și o să-l terminăm, că nu durează mult. În general durează chiar puțin, dar în cazul meu durează puțin mai mult. Deci, Marius, asta vreau să zic, asta nu e cea mai eficientă metodă. Sunt și automate și de-alea, însă asta o știu eu face. De cafea, de ce automate? Nu. Spawnere automate. Ok, hai să spargem și jos. Deci s-ar putea să nu meargă din prima, pentru că s-ar putea să dau un fail. Și câte, aici câte sparg? Cum adică? Așa? Bă, da, pune mă torțe, mă, pe asta. Cine luă mă torțele? Nu știu, pare de pusă și... N-am nicio torță în inventar. Apa, cred că le luă. Am mai soată, dar... Apa, ia vezi, sparse bine? Da. Adică nu știu, dar sper că ai spart bine, că altfel... Păi și jos, tot. Păi sparse. Tot ăsta. Tot ăsta de jos? Tot, să fie două libere, două subspawner libere. Toată podeaua? Toată podeaua. Pentru că trebuie să aibă loc. Gândește ce că dacă... Ce vrei să faci? Să te pui dacă... apă de aia în mijloc și să le dea pe găuri? Lasă-mă că ți-arăt eu. Nu sunt sigur că funcționează, Marius. Asta e prima chestie. Însă ca să fim 100% siguri, și ce trebuie să facem? Mm. Să ne asigurăm că nu e niciun fel de lumină pe aici. Pentru că dacă e lumină aici... Sparge torțele. Și asta atât că dacă e lumină aici, e grav rău de tot. Bă, cât ai spart, ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cum zisești? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bă, încă unul. Unde-i jos? Aici. Ia, stai să fac un test. Test. Nu mai trea unul. Pune înapoi. Mare greșeală am făcut aici. Greșeală, Max. Greșeală. Nu mă prea pricep la spawnere, Marius. Iartă-mă. Scuze pentru asta. Scuze și pentru asta. Moară. Ok. Bă, da, am pus torțe multe pe asta. Încă se spawnează, dar foarte rar. Ok. Asta pe aici o să trebuiască să fugim noi. Tu du-te de acum. Pentru că eu trebuie să fugim? Să fugim. Să plecăm. Ia. Yeah. Fac spawner, doamne, de-asta infinit cu apă. Pentru că am de făcut multe chestii, înțelegi? Mhm. Simt, sper că merge la fix. Dacă nu e la fix, e nașpa. Merge la fix. Perfect. Și unești cu alălaltul. Ți-arăt eu imediat. Merge la fix, bun. Aici ar trebui să meargă și el la fix.
Bă, dar tu du-te sus acolo, că o să fie... Unde voi sus? Acolo unde ți-am făcut scara să urci. Unde ai event chest-ul? Ia mă, a, e jos. Bine, în fine, sus, jos. Tot acolo e. E ce fac eu aici? Acolo trebuie să te duci. Hai că stai. Deci asta am impresia că trebuie să o luăm așa. Și fii atent, cât de jos trebuie să-l faci, vrei să-l facem? Zi așa, o de-asta e blocuri. O să folosim săbii de stăm dacă e nevoie. Noi suntem acum 8 la... blocuri. 8, 10. Hai, fă-i 10. 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Eu zic să facem... Tădui de lavă. Era să fac o prostie. Bun, era să se întâmple. Ok, până aici. Mamă, ce aici? Deci, fii atent. Ești aici, aici, că acoperim. Aici o să cadă ea, înțelegi? Ok, eu acum trebuie să urc acolo. Cum urc acolo? E ce veni și tu? Păi de ce să urci acolo? Tu stai, tu stai aici. Hai că stau aici. Acoper lava asta? Stai cu minte aici. Ok? Să fii acolo cu minte. Și după aia noi o să trebuiască să ne întoarcem la chest. Știi să te întorci la chest? Lemn. Ai lemn? Eu n-am lemn. Nu. Ce faci cu lemn? Am găsit 13 lemn. Păi crafting table. Nu avem chestul ăla. Am găsit 13 bucăți. M-am făcut 60 din greșeală, aveam să... A, păi tu a stupat și asta aici. Păi așa trebuie ca să urc eu. Nu de nu, nu, nu de stupa aia. Nu de stupa deja. Mi-a morțit și mâna aici de bun. Cade ceva, ce faci acolo? Ține treaba. Deci stai puțin, vin eu. Hai mă, că trebuie să faci. Tu te zastupași deja. Ok. Și urcă în sus pe acolo. Dar urcă hai în sus. Găsi. Unde și... dracu e, mă? Mai sus, cred că. Dar e o peșteră aici, ia. Zic să urci aici în sus. Pentru că trebuie să găsim aia. Și aduci și niște... Aia mă, ca ucestul. Trebuie niște scări. Ne trebuie niște scări, Marius. Ce bă, ce e aici? Ce e acolo? Aici e gaura. A găsit-o? Nu, dar aici era gaura. La statul 20 ceva. Da, aici era, cred. Undeva. Nu prea mai știu exact. Ia. Ei, ești pe gaură și mă vezi pe mine unde sunt și sapi spre mine. Am găsit asta, peșteră. O vezi pe mine? În gaură? Ce gaură? Du-te la chest și uite-te unde sunt eu și vin spre mine. Păi tu ești la chest? Eu sunt jos acolo, la lavă. Eu nu știu unde e chest, nu. Eu te-a ajuns aici, ești nebun? Unde ai ajuns? Ai ajuns la chest? A? Ești la chestul nostru? Da. Ok, hai stai acolo să te văd, să vin și eu. Uite aici. Bă, nu mai trece în sus, uite aici. Ok. Deci. Fă cumva. Să mă duc jos acolo? Da, să găsești drumul ca să ajungi păi jos, stai, da. Stai tu aici și mă duc eu acolo, stai tu spre mine. Stai aici. Ok, du-te acolo gaură. Jos. Unde dracu intrai, mă? Tu te jos repede. Pe aici. Și sap eu spre tine să facem un drum de, când, de acolo să ajungem aici. Înțelegi? Acum mă duc. Ok, hai. Facem și pe asta. Nu cred că e tocmai cea mai eficientă metodă. Ce faci, mă? Mă duc înapoi și cad pe acolo. Ok, du-te pe acolo, dacă vrei tu să te duci pe acolo să fii fericit. E un scheletorosaur. Ok, hai repede. Acolo e? Mă vezi? Aici e. Acolo e? Uite unde stau acum, pe aici să vii. Vino. Stai calm, Marius, că o să fie bine. Nu mai sparge. Nu sparge spre mine, sper că nu sparge spre mine. Cercai. Ar fi cea mai mare greșeală pe care ai putea să faci în viața ta. Păi două oră cu lumină, apoi deja. Păi de ce spargi, mă? Și nebun. E să nu spargi spawner-ul, că dacă spargi spawner-ul... Păi n-ajuns acolo. Asta era, că dacă ajungeai cumva era urât. Ok, aici e? Ok, hai că e frumos. Ok, eu mă duc acum sus. Așa. Și am de gând să finalizez proiectul. Să-l fac, să-l activez tot. Finale! O să am ceva de muncă. Primul și primul rând trebuie să iau o găleată cu apă de aici. Cred okay. Că trebuie să mai facem mai în jos. Lasă că e bine, nu-ți fă griji.
Asta e bine, îl recu. Păi da, dar ne ia și din timp mai mult. E bine, mă, Marius. Bă, de ce mai vii și tu? Nu știu să mă uit ce faci. Sunt curioasă. Serv. Băi, și torța nu o sparge? Acum crezi că intră lumina acolo? Dacă spargi torțele? Nu. Ok. Bă, și cu... A, păi mai e o torță sus. Le luăm pe toate. Vino și tu aici, ajută-mă. Și aici nu e închis, văd. Sparge toate torțele repede. E bezda, fugi! Vino. Bă, nu e, uite aici, deși nu prea contează asta. Ne facem să fie bine. Mamă, că se spawnează, ia uite-i. Fugi! Fugi. Acum, n-ar trebui să intre deloc lumină, oare e mai întuneric, da? Intră lumina la ei, tu ce zici? Intră. Intră? Dar de ce? De ce vrei tu să faci asta? Așa trebuie. A, trebuie să stăm AFK. Zi, mă, tu crezi că intră lumina acum la ei? Spargem torța de aici. Gata, nu mai intră nicio lumină. Păi nu, mă, dar nu cred că intra. Nu mai, mă, hai. Nu, mă, ce ai, că nu cred că intră prin jumate de asta. Nu, uită-te, vino să vezi. Și și ele. Uită-te. Tot e noapte acolo și dacă pui torții aici, vezi? Acolo nu se schimbă, ok, acolo e noapte, se spawnează mobi. Acum hai să mergem jos aici. Bă, de unde recuveni? Nu știu unde veni. Eu te vine de aici, mamă, este după gaură, bă, Max! Este după gaură, de aici toți. Păi trebuie să astupăm aici, eu am astupat aici, dar nu Ok, hai, acum trebuie să ne vină mobi. Uitai să fac ceva. Uitai să fac vino cu mine aici, să mă ajuți în caz că mor. Păi dar nu punem niște lavă? Uitai să fac cea mai importantă chestie. Ce anume? Oh my god, ajutor, vino, Marius. Nu-i mai drecu de proști. Ok. Uitai să fac asta. Vezi? Acum efectiv toți. Cați pe aia. Cea mai importantă parte. Aia era. Hai. Hai, gata. Bă, sper că nu ai pus vreo torță acolo înăuntru, nu? Ok. Și acum bagă și... bagă și... Ce? Bagă din aia. Hai, Camius, dă-te. Vezi? Nu mai intră. Și acum o să vină toți acolo jos, înțelegi? Să stai aici, AFK, nu? Trebuie să stai, stai tu aici, AFK. Hai că stai aici, AFK. Și mă duc jos să văd cum funcționează. Hai. Bă, nu e tocmai cel mai eficient, cred, dar avem spawner. Ia, mă! Mamă! Ia, du-te, du-te tu, hai, du-te tu aici jos să vezi. Ce ai acolo? Și care e faza, cred că n-am făcut destul de jos. Însă dacă puneam mai jos, cred că dădeam de bedrock. Pentru că deja suntem la stratul 25, acolo suntem pe la 10. Ia drept, mamă, cât XP fac. Ce zici? Vrei să-l facem mai jos? Nu. E putem să mai săpăm în jos. Mamă, le dă mult acum. Săpăm mai în jos. Ok, hai. Ia, pun un bloc aici. Să se oprească din spawnat. Și nu ce mai jos. Ia. Am găsit lavă cu bedrock acolo. Până aici e. Aici deja e bedrock-ul. Ia, mă. Trebuie să vedem dacă totul merge bine. Nu știu ce facem. Spargem aici. Vedem, drumul. Dă-te, Marius, un pic. Stai că te duci drumul la apă, la găoază. Te duci? Mhm. Ești nebun. E bedrock aici? Văd că e și lavă. Asta nu? Să facem așa frumos aici, să-ți vină drag. Oricum aici o să facem noi pe viitor. Nu prea contează astea. Vezi? Uite ce frumos coborăm acum. Venim aici. Mergem pe drumul jos. Ai dat, mă, drumul la aia? La țavă? Da, îi spar blocul ăla? De dat drumul, uite că vă și văd. Păi da, nu vin mobi, că nu sunt nimeni acolo, înțelegi? Bă, dar nu așa!
Fă-i acolo, repară-te că mă duc eu sus aici. Mamă, nu e bine. O să mă uite pe geam. Hai că încep deja, să spawnez. Deja vin. Mamă, merge bine, mă. Cum dai? Câte lovituri dai? Cred că dai ceva, da. Cum, mă? Cât mai dai? Mult. Iar mult? 5 puncte. O sabie, cred. Hai, mă, că e bine, că n-avem cum mai jos, pentru că e bedrock. Să încerc eu cu pickaxe. Cam 5 atac am, cât o sabie. Da, era greu. Oricum aici trebuie să aranjăm chestii. Ia stai și tu acolo. Ia. Cum am ajuns aici? Două pickaxe le dau. Păi facem săbi de stone și dăm în ei ca nebunii. O, da, am luat level, mă, 15 făcut aici. Nu, facem săbi de stone și dăm în ei ca nebunii. Oricum, ca idee practică, aia contează, nu? Păi da, iau. Eu te dau unul, dau și un pickaxe. Mai bine dată nu știu să-l fac. Pare rău, Marius. E bun, mă. E bun, mă, facem level dacă stăm așa, FK. Și intrăm pe server noi când vrem, când ne plictisim. Ca la ăla, da, pui. Da. E bună ideea. Mamă, spawnează, mă. Să-ți cad acolo. Mulți. Ok, perfect, atunci viața e frumoasă. Când nu e soare și tu ești la agățat. Agățat ce? Te arunci rufe. În valuri, fara dezbrăcat. La agățat rufe. Agățat rufe, da. Ok, mamă, funcționează perfect. Am făcut un mob grinder, se numește. Adică un spawner de scheleți pe care l-am făcut noi să fie spawner. Ok. Îți place explicația mea? Mm-hmm. Ok, deci cam atât cu acest episod, fraților. Poate la Marius o să-l personalizăm puțin. Ciao, Leo, ce de sunt, Max. Ce? Ce de sunt oameni. Poate în episod la tine o să-l personalizăm puțin. Deci cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Max alături de Xlader și ne vedem data viitoare. Pa, pa!